Înainte de a muri, Helmut Ducadam mărturisea că și-ar dori să fie incinerat. Diagnosticul ar fi fost de endocardită. Se speculează că ar fi avut și o septicemie care i-ar fi grăbit sfârșitul. Și toate s-au întâmplat ca un tăvăluc. De data asta, ne-a luat prin surprindere. Nu am fost pregătiți. Dacă până acum la operații lua în calcul și mă pregătea, de data asta a fost fără preaviz. El s-a internat pentru o durere de spate. Lucrurile au degenerat de acolo. Joi s-a internat. Miercuri spre joi noapte l-au luat durerile de spate, o infecție care nu se știe de unde a plecat, unde a migrat. Atât a fost lupta lui. M-a pregătit de când m-a întâlnit că este un om bolnav. I-am promis că îi voi fi alături până la final, indiferent de situație. Noi vom face tot să-i păstrăm cu cinste numele. A spus că numele lui este singura moștenire. Trebuie să-l păstrăm intact. A fost un om iubit. Oriunde mergeam, lumea voia să-i strângă mâna, să pună mâna pe el, a declarat Alexandra Ducadam, la Digi Sport 1. Dorința lui Helmut Ducadam a fost de a fi incinerat. Ea, Alexandra Ducadam, îi va respecta dorința. Asta a vrut. De asemenea, a spus că cei care vor să-și ia adio de la el, mâine, marți, începând de la ora 14, va fi depus la Arena Națională, după care totul va fi privat și roagă pe toți să respecte această dorință a familiei. Lucrurile sunt destul de simple, nu mai e nimic de spus din perspectiva asta. E destul de mult timp pentru cei care vor să se ducă să-și ia adio de la Helmut. După aceea lucrurile vor fi private. A fost această idee. Helmut a avut dorința de a fi incinerat. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.